Ministerul Român al Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite orice călătorie în Israel, Palestina, Republica Libaneză și Republica Islamică Iran, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune. Iar pentru românii care se află deja pe teritoriile acestor state, MAE le recomandă să manifeste precauție, să se informeze din surse oficiale cu privire la evoluțiile de securitate și să respecte cu strictețe eventualele instrucțiuni ale autorităților locale. Dacă sunt în situație de urgență, să sune la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în aceste state. Între timp, compania aeriene europene își anulează zborurile spre și dinspre Teheran, capitala Iran. Vedeți chiar acum imagini de la granița Israel cu Liban, urmărim ce se întâmplă în zonă și vă ținem la curent în emisiunile din această seară pe TVR Info.